Un tânăr de 18 ani din Bacău, elev al Colegiului Tehnic Letea, este creatorul unui joc inedit care combină integrama și jocul Sudoku. Ideea i-a încolțit în copilărie, dar recent s-a gândit să o pună în practică. Din jocul Sudoku, Rebus, cuvinte amestecate, le-am adunat pe toate și am descoperit o nouă variantă. O persoană care e începătoare la acest joc o să aibă automat nivelii ușoare, în care o să aibă mai mult cifre. Mediu și avansat o să aibă și litere și cifre, inclusiv semne de exclamație. Ștefan s-a gândit deja cum îi va stimula pe pasionații de astfel de jocuri să încerce creația sa. Cei care o să fie cei mai buni la acest joc, săptămânal sau lunar, cum o să fie publicată revista, pentru top 3 care rezolvă un anumit joc, o să fie scris un cod care o să-l afli tocmai la sfârșitul jocului. Și cine o să fie câștigător, o să aibă câte un premiu. Ștefan este pasionat de integrame și sudoku și a căpătat experiență în rezolvarea unor astfel de puzzle-uri. A gândit un joc care crede el va fi pe placul tinerilor de vârsta lui, dar și a adulților. În plus, nu-l va distribui doar pe hârtie, ci și pe rețelele de socializare, odată ce îi va face o variantă și pe calculator. În prezent însă este în căutarea unui sponsor care să-l ajute să înregistreze marca la OSIM cu promisiunea că îi va returna banii în momentul în care jocul său va deveni viral.